Deci, producerea, obținerea ciupercilor pleurotus pe butuc, pe butuci de nuc, acum se procedează la inocularea micelului în fisurile create din butuc. Aici avem un butuc care urmează să fie inoculat. Și aici avem butuci de fag pe care i-am inoculat lateral și la partea superioară a fiecărui butuc, peste care am pus și butucii de nuc. Urmează să se producă procesul de apariție a ciupercilor și să zicem că să avem poftă bună.